cei care organizează Marșul pentru Viață, Oradea 2016, preoții, urmați de Inoriaș, se apropie de locul unde vor avea loc discursurile. În frunte, episcopul ortodox Sofronie Drincec și alți preoți. Un număr relativ mic pentru început. Important însă să fim prezenți, să fim o voce. Cel mai bun exemplu, până la urmă, rămâne cel personal și dragostea pe care o purtăm cu toții mamelor noastre este, cred eu, cea mai bună pledoarie pentru femeile care, probabil din lipsă de educație, își refuză această onoare.